Nicolae Onțanu. Un mesaj pentru alegătorii dumneavoastră, pentru cetățenii sectorului 2 aici la Teatrul Național. Vreau în primul rând să le spun la mulți ani, pentru că este o urare pe care le-am transmis-o astăzi celor care au împlinit 50 de ani și mai mult de 50 de ani de împreună viețuire. Am aniversat astăzi acest moment important și am organizat căsătoria, nunta de aur a acestor persoane deosebite. Ele reprezintă pentru noi toți, mai ales pentru familiile tinere, un exemplu de urmat, reprezintă un model și este întotdeauna bine și frumos să ai grijă de acești oameni care chiar au făcut ceva esențial în viața lor. Vă mulțumesc frumos! Ce gânduri, cu ce mesaj mergeți către al patrulea mandat la primăria sectorului 2? Mergem înainte pentru a continua programele pe care le-am început de câțiva ani de zile. Avem forța necesară, știm să facem toate aceste lucruri, să avem determinarea pentru a face în continuare lucruri foarte bune. Sigur că rămân pentru noi prioritare câteva programe esențiale, și anume continuarea în forță a programului de reabilitare termică, astfel încât la sfârșitul anului 2013 să încheiem acest program în sectorul 2. Finalizăm în acest an întregul program de introducere a rețelelor de apă și de canalizare. Avem pe infrastructura școlară programe importante cu Colegiul Național Iulia Hașdău, Liceul Cea Roseti și alte licee mari, cu alte școli frumoase și mari din sector. Zonele verzi reprezintă o preocupare constantă a noastră, tocmai pentru a asigura atât pentru copii, dar și pentru persoanele vârsta a doua, vârsta a treia, locuri în care se poate să-și plimbe copiii și să se recreeze și ei ca atare. Vă mulțumesc frumos și vă urez mult, mult succes în cel de-al patrulea mandat. Vă mulțumesc și eu și la mulți ani pentru toată lumea. Este și Constantin și Elena, o sărbătoare mare, le urez și lor cel care vor își serbează ziua onomastică la mulți ani, dar vreau să le urez la toți cei care își întemeiază o căsnicie să ajungă la 50 de ani și să treacă de 50 de ani de căsătorie împreună. Mulțumim frumos! Mult, mult succes în alegeri! Să rămână, mulțumesc mult!